Bună seara, dragi prieteni, am alături pe Robert de la FC Stejar. Bună, Robert! Bună! Cum a fost meci în seara asta? A fost un meci puțin mai strâns decât celălalt, e al doilea meci în competiție. O echipă puțin mai omogenă decât prima echipă, că nu știu cum să-l merge nici prima echipă. Un meci destul de dificil, dar din fericire pentru noi se pare că și al doilea meci a fost cu noroc. Poți face o comparație între cele două reprize? Da, prima repriză a fost mult mai omogenă, ei au stat foarte bine pe apărare, practic nu au fost faze concludente pentru a schimba scorul și pentru a schimba soarta acestui meci. În schimb, cea a doua repriză, obosarea și-a spus cuvântul, ei sunt puțin mai maturi decât noi, cred că și puțin mai slab pe condiția fizică și am satul nostru, practic asta a fost condiția fizică. Spune-mi, a reușit vreun jucător de la echipa ta să iasă în evidență în seara asta? Da, cred că portarul, Andrei Stan, n-a primit multe goluri. De la echipa adversă ai reușit să remarci pe cineva? Da, un jucător în față, cu numărul 10 parcă, nu știu exact cum îl cheamă, a jucat foarte bine pe atac și se vede un jucător individual, dar cred că ar putea să facă câteva diferențe dacă s-ar gândi mai mult la echipă și nu doar la el. Să ne așteptăm la anumite schimbări în echipa voastră? Nu, noi așa am început, așa o să și continuăm. Se pare că, mă rog, competiția încă n-am apucat să vedem celelalte echipe. Depinde și cum se prezintă competiția. Dacă trebuie să ne întărim lotul, ne vom întări, cu siguranță. Din păcate, nu avem un portar stabil. Un jucător de câmp cel care a stat în poartă, da? Viziunea ta, cum vor decurge următoarele meciuri? Păi noi sperăm să nu ne schimbăm lotul prea mult. Sperăm ca adversarii ce urmează să nu ne pună dificultăți și să trebuiască să investim în jucători. Noi practic venim pe muncă toți, e mai mult pentru distracție, nu am venit să câștigăm trofeu sau nu, pur și simplu venim pentru distracție. Și de aici pleacă și rezultatele, dacă faci totul cu plăcere. Am înțeles, mult succes vă doresc pe viitor. Mulțumesc mult! Seara frumoasă! Nu uitați să dați like pagina noastră de Facebook Liga Prieteniei și să vizitați site-ul nostru oficial ligaprieteniei.com. Mulțumim sponsorilor noștri, Brotac Medical Center, Eden Total Care și Cipita. Vă pup! Brotac Medical Center este una dintre cele mai cunoscute clinici în domeniul serviciilor de îngrijiri și recuperare medicală. Activitatea noastră în top recunoscută este susținută de un laborator propriu de analize și împreună cu doctori specialiști avem în grija noastră un număr foarte mare de pacienți. Formatul nostru multidisciplinar oferă o gamă completă de îngrijiri și reabilitare medicală. Brotac Medical Center. De peste 10 ani pentru sănătatea ta.